Virgil Drăgușin și Ion Popescu, ambii consilieri în cadrul Direcției Agricole și Dezvoltare Rurală Gorj, au susținut ieri la ANFP prima probă cea scrisă a examenului pentru ocuparea funcției de director al direcției. Niciunul nu a obținut nota minimă de promovare a examenului, respectiv 7, pentru a putea participa la cea de-a doua probă de susținere a proiectelor de management. Amândouă candidaturile au fost respinse la rezultatului de la proba scrisă, au fost două rezultate sub 7, notă care le permitea să intre în cea de-a doua probă, proba orală. Așadar, ce se va întâmpla? Concursul va trebui reluat? Se va relua procedura și concursul se va reorganiza într-o perioadă următoare, cred că în luna ianuarie. În aceste condiții, concursul va fi reorganizat, în timp ce Virgil Drăgușin este hotărât să nu mai participe și la cel de-al doilea concurs. Ion Popescu s-a descurajat și susține că nu știe dacă se va mai prezenta la concurs. Participa din nou? Conform reglementărilor în vigoare, da, trebuie reluată procedura, asta înseamnă undeva la 45-60 de zile perioada în care se va relua, cu siguranță nu voi mai participa. După câte știu eu, conform legislației, va mai dura cel puțin 30 de zile, trebuie anunțat în monitor oficial, mai este timp. Mai mă gândesc și la timpul respectiv vă voi da un răspuns. Până atunci, interimatul la conducerea de ADR Gorj va fi asigurat în continuare de Aurel Tomescu.